Astăzi venim la ziua bisericii, cei care mai suntem fiii bisericii. Și venim pentru că avem dor și dragoste de ea, de biserică. Venim cum participăm noi la zilele dintre noi, festive, aniversare sau onomastice, să aniversăm biserica. Și să-i arătăm ei că ea este noi și să-i demonstrăm ei că suntem cu ea, că suntem lângă ea și mai ales că suntem în ea. Astăzi venim să-i cerem lui Dumnezeu curățirea Duhului nostru de tot ce este străin și potrivnic. Și însoțirea și sfințirea noastră în tot ce este curat, veșnic, autentic și adevărat. Astăzi am venit, după toată această perioadă de încercare, spre a ne bucura unii de alții, de întâlnirea și de reîntâlnirea dintre noi. Unde în altă parte decât aici, la biserică, fiindcă ea are această capacitate, acest dar, această calitate de a ne aduna pe noi, între oaltă și în noi înșine, de a ne descoperi, redescoperi, găsi și regăsi pe noi. De aceea am venit aici, de aceea venim aici, de aceea mi-a fost dor de biserică, de aceea ne este drag de biserică, de aceea o iubim, de aceea o prețuim și de aceea suntem chemați să fim mărturisitori a ei, apologeți și propovăduitori și mai ales apărători a ei, slujitori a ei. Astăzi am venit să ne rugăm Sfintei Treimi și Dumnezeului Duhului Sfânt Celui Adevărat să pogoare și peste noi. Căci Hristos spune și El va coborâ și va sălășui întru voi și de la voi nu se va mai lua, nu va mai pleca, nu vă veți mai îndepărta ori înstrăina de El. Lucru pe care îl vrem și noi, îl dorim și noi și pentru asta ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină aproape, dar cum spunea El, de veți crede în mine. Vă voi trimite vouă pe Duhul Sfânt Mângâietorul în viața noastră, în viețile noastre, în lumea aceasta, pe acest pământ, unde avem astăzi și întotdeauna nevoie de atâta mângâiere sufletească, de atâta încurajare, de atâta îmbărbătare, susținere, solidaritate. El vine să ne mângâie, trimis fiind de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul, Sfânta Treime. Vine să ne arate nouă, să ne încurajeze pe noi că nu suntem singuri, că nu suntem părăsiți, că nu suntem abandonați, ci că noi, dacă vrem, pururea cu El putem fi până la sfârșitul viacurilor. Astăzi, Duhul Sfânt Mângâietorul vine să sfințească. După ce ieri am pomenit pe răposații noștri, care și ei au aspirat către Dumnezeu, la Dumnezeu, au năzuit înspre El și au dorit a se apropia de El și a se însoți cu El și ne nădăjduim că au și reușit acest lucru, pentru care fapt și noi ne rugăm. Că știm că rugăciunile acestea sunt reală mijlocire și autenticor, veritabilă intervenție la Dumnezeu în acest sens, al însoțirii și al apropierii moșilor și strămoșilor noștri, știuți și neștiuți de El, cu El, împreună cu toți în Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi. Deci ieri am pomenit pe ei că împreună formăm cu toți la oaltă biserica. Astăzi pomenim biserica, mâine cinstim Sfânta Treime și ne rugăm lui Dumnezeu
care este ieri, azi și în veci același, să stea alături de noi, peste noi, să se lășluiască în noi și să ne poarte pururea o permanentă grijă, să ne însoțească și să ne sfințească, să ne călăuzească pe noi, de aici, de pe pământ, către cer, din viața aceasta trecătoare și prevenită, în viața cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.